Conservatorii au mers pe liste comune la ultimele alegeri, însă nu se pot plânge de acest lucru, pentru că au reușit să obțină atât posturi de primar, cât și de europarlamentari. În 2016 nu vor mai opta pentru o alianță electorală însă, după cum afirmă liderul PC Gorj, Marius Borcan. Vreau să vă spun că pentru alegerile din 2016, Partidul Conservator va merge pe liste proprii. Decizia este luată de vreo 2-3 luni de zile la un birou politic. E adevărat că în politică se pot întâmpla multe, dar și eu susțin și cred că este normal ca în 2016 să mergem pe liste proprii. Partidul Conservator a pierdut zilele trecute un deputat, Răzvan Rotaru, care a părăsit formațiunea politică tocmai din cauza faptului că la alegerile europarlamentare, organizația politică nu a avut liste separate.